Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a câștigat finanțarea pentru dotarea tuturor unităților de învățământ cu mobilier și echipamente IT. Proiectul a fost depus prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar astăzi la Palatul Victoria a fost semnat contractul de finanțare. Sălile de clasă vor fi dotate cu mobilier ergonomic, iar laboratoarele de științe și informatică vor avea echipamente digitale noi. De asemenea, cabinetele didactice, psihopedagogice, sălile de sport și atelierele de practică vor primi dotări noi adaptate nevoilor actuale ale elevilor. Proiectul prin care vor fi dotate toate unitățile de învățământ din Drobeta Turnu Severin este cea mai mare investiție realizată până acum în școli, licee și grădinițe. Peste 500 de săli de clasă, 10 de laboratoare de informatică, științe, precum și cabinete școlare, săli de sport și ateliere de practică vor primi mobilier și echipamente noi. Primarul Severinului a semnat astăzi contractul de finanțare pentru cele 25 de unități de învățământ care urmează să fie modernizate complet. Este cea mai mare investiție în dotarea sistemului educațional din municipiul Drobeta Turnu Severin, o investiție de peste 7 milioane de euro. Nu au mai fost făcute niciodată atât de multe investiții. Practic, dotăm toate grădinițele, școlile și liceile din Drobeta Turnu Severin cu material didactic de ultimă generație. Este un proiect pe PNRR, Programul Național de Redresare și Reziliență, la care am muncit foarte mult, alături de echipa mea din primărie, dar alături și de cadrele didactice și directorii de unități de învățământ din municipiul Drobeta Turnu Severin. Tuturor le mulțumesc pentru implicare, pentru dorința de a fi alături de elevi și de a reuși să accesăm acest imens proiect. Pot să spun că este un proiect istoric, un proiect care ne ajută enorm de mult în ceea ce dorim să facem din învățământul mehedințean, învățământ de elită. Peste 11.000 de elevi din 25 de unități școlare vor beneficia de noile dotări din unitățile de învățământ din Drobeta Turnu Severin. Valoarea proiectului este de aproximativ 34 de milioane de lei.